Binecuvântăm pe Domnul și de data aceasta, socotind că avem motive suficiente să îi fim recunoscători. Vom continua totodată să studiem din Sfintele Scripturi alte daruri prin care Duhul Sfânt lucrează în biserică. Darul îndemnării, încurajării și darul dărniciei vor fi abordate în ordinea arătată în această seară. Primul dar al îndemnării, al încurajării, în limba greacă, expresia paraklesis, parakaleo, înseamnă ceea ce este darul în sine, adică a mângâia, a consola cei ce au darul acesta. Au primit de la Dumnezeu capacitatea să vindece prin vorbele lor, să ridice pe cei slabi, să întărească, să încurajeze pe cei desnădăjduiți. Prin acest dar, toți cei care se simt obosiți, apăsați, care sunt ispitiți să abandoneze o lucrare, sunt reînviorați și împinși sau ajutați pentru a nu se lăsa și a sluji mai departe Domnului, atât ca și pocăință, cât și ca lucrare. Haideți să observăm și data aceasta, cum am făcut și alte dăți, felul în care lucrează acest dar, să observăm câteva caracteristici pentru a ne putea identifica mai ușor chemarea noastră și în a aprecia pe cei ce au darul acesta. Pentru că, așa cum am spus când am vorbit la modul general despre daruri, fiecare este important datorită faptului că este necesar. Chiar dacă unele sunt mai frontale, altele mai ascunse, dar toate sunt binevenite în trupul bisericii, în rândul membrilor ei. Cei care au darul îndemnării pot fi numiți, sau cel puțin așa am numit eu, echipa a doua. Adică întâi merg cei care învață. Dar oamenii nu sunt doar niște aparate pe care să le pornești și să funcționeze fără nicio greșeală în permanență. Că și mașinăriile se defectează și trebuiesc reparate. Tocmai de aceea am putea numi pe sfătuitori, pe cei care au darul îndemnării, echipa de întreținere și intervenții. Dacă totul s-ar rezuma în biserică, la cei care au darul învățării, ar fi o matematică. 2 și cu 2 trebuie neapărat să facă 4. V-am spus să faceți asta? Întrebăm cu alte cuvinte, ați înțeles? Mi-au să spuneți amin? Și până în duminica viitoare, toată lumea trebuie să execute. Dar luni apare o ispită. Marți un necaz, miercuri o boală. Și atunci este nevoie neapărat cel târziu joi să intervină cei cu darul îndemnării. Că dacă nu, până la sfârșitul săptămânii, în loc să fie rezultatul final, așa cum ne așteptam, lucrarea este abandonată și realizările nu mai pot fi așteptate. Fericiți de cei care își înțeleg menirea să lucreze în echipa de întreținere intervenții. Pare o echipă fără mari rezultate. Cei care lucrează în producție pot să raporteze atâtea produse finite. Dar cele de la întreținere? Bănuiesc că s-ar bucura și ei să n-aibă atâta de lucru. Dar dacă utilajele se strică, dacă instalațiile nu mai funcționează la parametri, ei trebuie să intervină. Pentru că fără ei, nici ceilalți n-ar mai putea raporta producție. Și astfel, toți ar pierde.
Haideți să citim câteva versete care evidențiază lucrarea aceasta. 1 Tesaloniceni, capitolul 3, ne-l prezintă pe Apostolul Pavel, care după ce a făcut o bună lucrare în Tesalonic, simțea că după el este nevoie să intervină echipa a doua. Și el însuși a contribuit la lucrarea aceasta. 1 Tesaloniceni 3:2. Și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Ei primiseră credința, dar aveau nevoie să fie stimulați, îmbărbătați, pentru ca nimeni din voi să nu se clate în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Deci, Pavel a acceptat ca din echipa lui să facă unii lucrarea îmbărbătării, socotind-o asociată celei de evanghelizare și învățătură pe care el o presta cu prisosință. La nevoie și el era gata să îmbărbăteze, să ajute. Iată cum se adresa în epistola către Romani, citesc din capitolul 1, celor pe care nu-i întâlnise, dar despre a căror credință auzise. Romani 1, versetul 11 în continuare. Căci doresc să vă văd și să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă, să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Cu alte cuvinte, aș vrea să vă învăț niște lucruri noi, să fie o investiție mai puternică, dar cel puțin să ne îmbărbătăm unii pe alții. Această lucrare a fost necesară încă de la începuturile bisericii și despre aceasta vă citesc în Fapte, capitolul 2. Să vedeți că pe lângă acele predici cunoscute ale apostolilor, în urma căror oamenii se predau lui Dumnezeu, era nevoie și de multe alte lucrări, printre care una de seamă, îmbărbătare. Fapte 2 cu versetul 40. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, dar nu era suficientă mărturisirea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Ați putea spune că învățarea este echivalentă cu porunca pe care Elisei a dat-o lui Naaman. Du-te și te scaldă în râul Iordan și vei fi curat. Adică, am putea spune pe scurt, dacă crezi și te botezi, vei fi mântuit. Dar a fost gata Naaman să asculte? Nu. A fost nevoie de mulți sfătuitori sau de multe îndemnuri. Și cu ajutorul acelor îndemnuri, el a acceptat, s-a cufundat în apă, potrivit cu numărul de câte ori a fost cerut și minunea s-a produs. Dar îndrăznesc să spun și e biblică aceasta, pentru a nu se crede unii invincibili. Cum zice David în Psalmul 30, Doamne, mă așezase pe un munte tare și ziceam, niciodată nu mă voi clătina. Să nu spună unii, tot timpul sunt credincioși slabi și trebuie tot să îndemnăm, să încurajăm. Să știți că există momente în care fiecare are nevoie de încurajare. Nu este nimeni care să poată toată viața să meargă cu fruntea sus și să nu-i cadă barba în piept și să fie nevoie ca altul să-i spună, cum îi spuneau prietenii la Iov, altădată ai încurajat pe alții, acum arată-te. De aceea este foarte important să știm să ne îndemnăm. Poate dumneavoastră să-ți obișnuiți numai lucrătorii să vă îndemne și să vă încurajeze. Ia mai încurajați-ne și dumneavoastră câteodată pe noi, că suntem și noi, cum spune despre Ilie, oameni supuși acelor lași slăbiciuni, în sensul că și Ilie a avut un moment de deznădejde și a spus, gata,
Nu numai când dau demisia, vreau repede să se pregătească să mă înmormânteze. Sau ar fi fost gata să moară și fără înmormântare. Și a fost nevoie de un înger să-l întărească. Am putea spune că și Domnul Iisus Hristos a avut nevoie în postura sa de om, înaintea calvarului. Noi de regulă suntem slăbiți după calvar, că nu știm cum este. Dar el cunoștea dinainte tot ce se va întâmpla și a fost nevoie ca Moise și Ilie să vorbească cu el, apoi în Ghețimane a venit un înger să-l întărească, să citim și din Vechiul și din Noul Testament și vom vedea că efectiv toți au nevoie să fie încurajați, îmbărbătați. Iată ce a spus Dumnezeu lui Iosua după ce Moise a plecat. Până atunci a fost și el un ajutor bun, dar orice problemă era grea, cădea pe Moise. Când s-a văzut singur în fața poporului, și nu numai, în fața Canaanului pe care trebuia să-l cucerească, Dumnezeu care cunoaște ce este în inima oamenilor, s-a adresat exact cu cuvintele potrivite. Să știți că dacă Iosua ar fi avut un elan, un curaj prea mare, Dumnezeu l-ar fi temperat. Dar din potrivă, se simțea plăpând. Și Dumnezeu i-a zis, citesc din Iosua, capitolul 1, versetul 6. Și observați de câte ori se repetă această expresie, deci Dumnezeu l-a dozat bine cu îmbărbătare, era nevoie să-l întărească. Întărește-te și îmbărbătează-te. Versetul 7. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Versetul 9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Iată că este absolut nevoie să fie sprijiniți și cei care conduc. O altă împrejurare o întâlnim în cartea 2 Cronici, capitolul 35, unde cu ocazia reformei, după găsirea cartea legii din timpul regelui Iosia, preoții erau timizi. În țară aveau curaj oamenii idolatri și Iosia a fost nevoit să recurgă la lucrarea despre care noi vorbim. Și aici este scris, a pus pe preoți în slujbele lor, dar nu era suficient, și i-a îmbărbătat la slujba casei Domnului. Cu alte cuvinte, faceți-o. Mă aveți curaj, îndrăzniți, fiți plini de râvnă, nu vă lăsați. Și citim și din Noul Testament, 1 Timotei, capitolul 6, unde oamenii sunt îndemnați să lucreze cu darul despre care vom vorbi imediat. 1 Timoteii 6 cu 17 și 18. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu își pună nădejdea niște bogății nestatornici, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine. Deci, în general, toate darurile au nevoie de un stimul. Poate sunt unii care au bani și poate le vine ideea să ajute pe cineva să facă o lucrare. Dar se gândesc oare să o fac, să nu o fac, sau să o fac pe asta, să o efectuez pe cealalt, și nevoie ca cineva să-i îndemne. Hai, fă lucrarea aceasta. Și mai citesc doar din Evrei 10 cu 24, unde este prevăzută îndemnarea la nivel de pocăință. De fiecare dată când ne strângem aici, și dacă nu ne învățăm ceva nou, e suficient că ne îndemnăm unii pe alții, ne încurajăm. Așa este scris aici, să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Dacă vedeți pe cineva pornit să facă vreun rău sau ispitit, descurajați-l, spuneți-i să nu se apuce de una ca asta. Dar dacă cineva are o intenție bună, trebuie întărit în acea hotărâre bună. Domnul să ne ajute. Să luăm și două exemple în care vom
afla despre oameni care au practicat cu succes darul îndemnării. Poate cel mai remarcabil în Noul Testament este Barnaba. Știți că el era numit fiul mângâierii. Iată ce scrie despre el în Faptele Apostolilor, capitolul 4, mai întâi versetul 36. Era un levit de neam din Cipru, numit, cum v-am spus, fiul mângâierii. El a oferit un ogor, cum procedau și ceilalți, a donat banii, dar s-a remarcat prin ceea ce a urmat, prin îmbărbătare, prin îndemnare. Să citim tot în Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 23. Când a ajuns el, adică Barnaba, și-a văzut harul lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu lucrase în zonele unde rostise Evanghelia, s-a bucurat. Și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Aveau nevoie credincioși, aceia unde credința rusese pentru prima dată, era o noutate. Ei au primit cuvântul cu deschidere, dar cred că Barnaba știa pilda cu sămânța, că unii pot să fie ca și în cazul al doilea. Cred cu bucurie și țin numai până la o vreme. În asemenea situații, îndeosebe, este nevoie ca oamenii să fie încurajați. Nu vă lăsați datorită ispitelor, încercărilor, abătuți și rămâneți fermi. Și Domnul să ajute pe cei care sunt slăbiți. Cred că una din realizările studiului în această seară trebuie să fie nu doar dezvoltarea orizontului nostru, ci și întărirea celor slăbiți. Tot despre Barnaba citim în capitolul 13, la versetul 43, că în timp ce era cu Pavel în prima călătorie misionară, au folosit îndemnarea. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, deci la finele slujbei, mulți din iudeiști din prozeliții evlavioși au mers cu Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei, probabil aveau întrebări, le răspundeau și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Probabil îi încurajau, vedeți, să veniți și la slujba următoare, să nu vă lăsați amăjiți de alții care vor să vă dezorienteze. Fiți hotărâți în ceea ce faceți. Și mai citim și din capitolul 14, versetul 22, unde este scris despre Barnaba și despre Pavel, care după ce acesta din urmă, Pavel a fost îmbroșcat cu pietre, desigur nici lui Barnaba nu i-a fost ușor în împrejurarea aceea, au adunat ucenicii pe unde au putut, n-aveau adunare ca și noi, să ne adunăm aici la căldură, liniștiți, să ne îndemnăm, să ne încurajăm. Dar este scris că ei au întărit sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stărui în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și apoi au ordonat slujitori care, la rândul lor și ei, desigur, aveau menirea să întărească pe credincioși. Capitolul următor ne prezintă o primă frământare doctrinară. Dacă cei care au primit cuvântul trebuia să păstreze și legea Vechiului Testament în toate aspectele ei ceremoniale, să se taie împrejur, de exemplu, sau doar să creadă în Domnul Iisus Hristos și să trăiască în sfințenia cerută de Dumnezeu și în Vechiul și în Noul Testament. S-au adunat la Ierusalim și a început dezbaterea. Ea a fost necesară și pentru că unii, numiți iudeizatori, au zdruncinat sufletele credincioșilor și au făcut ca astfel cei care primiseră cuvântul să fie destabilizați. Și aceasta este o preocupare majoră pentru biserică. Cum am citit încă de la început din Tesaloniceni, de ce folos este o armată numeroasă dacă nu are curaj să se lupte? Dacă nu știe de partea cui trebuie să slujească. S-a discutat, au primit lumină de la Duhul Sfânt, au scris cele înțelese
sfatul pentru Biserica din Antiohia și pentru altele. Și cu acest sfat au plecat doi oameni care aveau darul îndemnării. Ei erau potriviți să expună scrisoarea aceasta. Pentru că fiecare lucrare are nevoie de o abilitate potrivită. De exemplu, cum se spune despre un medic, medicii în general trebuie să aibă darul îndemnării, dacă sunt pocăiți. Dar și în general, medicul uneori vindecă, alteori alină, dar întotdeauna trebuie să mângâie. E necesar. Și în capitolul 15 se scrie de la versetul 30, ei deci și-au rămas buni de la biserică și s-au dus la Antiohia unde au dat epistola mulțimii adunate. Adunarea aștepta. Ce să facem? Erau, cum am spus, destabilizați. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, eu îi cred doi oameni cu darul îndemnării, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Ce or fi spus? Știți dumneavoastră ce spun oamenii care îndeamnă? Nu spun niște noutăți. În urma unui om care îndeamnă, dacă te-aș pune să spui schița predicii, vei spune, dar frate, nu a avut schiță la predică. Dar ce puncte a tratat? Dar nu știu ce a tratat, dar mă simt înviorat. Cu multe alte cuvinte, i-a restabilit. I-a făcut să se simtă sănătoși dintr-o dată. Vindecarea sufletească se produsese. Este un dar care cu predilecție se întâlnește printre proroci. Un cuvânt din partea Domnului e cu atât mai bine venit cu cât este împletit cu o îndemnare, cu o îmbărbătare. Să ridice Domnul și în biserica noastră mulți oameni cu darul îmbărbătării, multe femei cu darul încurajării, că aveți pe cine să mângâiați. Sunt destule fete și până la femei în vârstă care sunt necăjite, una e necăjită că nu se mărită, alta e necăjită că s-a măritat și e greu, unul e necăjit că lucră prea greu, altul e necăjit că n-are de lucru. Sunt destule probleme pentru care putem să încurajăm pe ceilalți, făcându-i să se simte mai stabili și să nu se simte singuri, ci încurajați de noi și mai presus de toate de Domnul care are un puternic dal al mângâierii. Și Duhul Sfânt este numit mângâietorul, oamenii duhovnicești, trebuie într-o doză oarecare, iar la cei care au darul este foarte pronunțat, să dispună de capacitatea de a mângâia. Așadar, am putea concluziona, trăgând niște învățături practice, că oamenii care au darul îndemnării sunt buni de puși la ora de rugăciune. Ei vor îndemna biserica să se roage. Și dacă nu se produce minunea să se vindece cel pentru care se roagă, dar cel puțin va fi încurajat. Cum zice în Proverbe, că Duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Răspunsul, un om cu Duhul Dumnezeu, cu darul îmbărbătării. De asemenea, ei sunt buni la stăruințe. Știți că este o luptă în rugăciune. E o rugăciune, e alta, e o seară, e următoarea. Și unii se pierd. Dar dacă este cineva lângă ei care se încurajeze, stăruiește rugăciune pentru cauzele care le ai înaintea Domnului. Pentru ca Domnul să-și lase puterea sa binefăcătoare, Duhul său, și să împlinească toate nevoile noastre. De asemenea, ei sunt buni să facă vizite la bolnavi. În mod special la noi în biserică, grupul Samariteni, tinerii se ocupă de a vizita bolnavi. Evident, este o datorie generală, dar unii se pricep mai bine la asta, să încurajeze. Cei cu darul îndemnării sunt bineveniți și în familiile care întâmpină crize. Sunt familii cu probleme.
Dacă mă duc să le spun doar despre doctrina familiei, datoriile soțului, datoriile soției, pot să le las afișate. Și nici știu dacă învață. Dar dacă este cineva care să-i ia cu binișorul așa, încet, încet, să-i încurajeze. Țin minte că un frate a fost îndemnat să meargă să împace o familie tânără și alții care n-aveau darul îndemnării au zis, da, are rost, le-am spus și noi, dar nu vor să se împace, treaba lor. El s-a dus și a cheltuit la ei aproape o zi întreagă, a vorbit și cu el și cu ea și cu femeia la care locuiau, care le dăduse casă și ce a zis, ce n-a zis, dar pe seara i-a lăsat împreună, sunt împreună și în zi de azi. I-a sfătuit, i-a încurajat. De asemenea, pentru consilieri spirituale, am anticipat într-un fel deja, sunt bineveniți cei cu darul îndemnării. Chiar și pentru organizări, pentru conducerea slujbelor sunt bineveniți, pentru că sunt foarte provocatori, nu sunt seci în expuneri. Sunt bineveniți și se aducă saluturi. Pe lângă un salut, mai aduce și un îndemn. Domnul să binecuvinteze pe cei care au darul îndemnării, frați sau surori. Lângă astfel de oameni e bine să apuci să stai. E bine să îți vorbească. Îți fac bine sufletului. Mai menționez doar trei momente în care este neapărat nevoie de îmbărbătare. Ca să sugerăm ocazii pentru slujire. Ca să începi, este nevoie să fii îndemnat. Nu e ușor ca cineva să decidă să se pocăiască, să intre într-o lucrare. Mi-amintesc de câte ori a insistat un frate să mă apuc eu de predicat, vreun an și jumătate. M-a tot îndemnat, până la urmă mi-am dat drumul. Nu este ușor să se pocăiască cineva. De aceea în Roman 12:1 este scris, vă îndemn pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Să începe o lucrare, trebuie să fie îndemnat. Dar uneori se întâmplă că le începem și le abandonăm, ne pierde elanul. Și este nevoie de un al doilea îndemn să reluăm acea lucrare. Dacă ne-am oprit, să pornim mai departe. Iată ce vă citesc pentru aceasta din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14. Vă rugăm de asemenea, fraților, și trecem peste celelalte, până la ce ne trebuie nouă, să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi. Dar ei sunt în biserică, au pornit pe drumul pocăinței, da? Acum au nevoie de un impuls. Nu le mai pornește mașina la cheie, le-a slăbit bateria. Să dă șoferul jos sau face semn cuiva, numai 2 metri să mă împingi. Și pe ce merge singur, nu? Cam așa ceva trebuie să facem și noi. Tot în ideea aceasta adaug și 1 Timotei, capitolul 6, versetul 13, unde Pavel îi scrie lui Timotei, te îndemn înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus, să păzești porunca. Oare exista o tendință în Timotei de a o lăsa mai ușor? Posibil. L-a îndemnat și îndemnul i-a prins bine, nu cred că a fost deprisos. Și mai există o formă necesară pentru îndemn, pe care o citim în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Aceștia porniseră, nu se opriseră, dar au fost încurajați să facă lucrarea mai bine, să slujească mai mult. Cu alte cuvinte, introduci în viteza întâi
pornești, nu te-ai oprit, nu ești la relantiu, dar e nevoie să spună cineva, acum dă a doua. Când vezi că merge, acum a treia. Să mergi mai tare, să lucrezi mai mult. Iată ce scrie aici în 1 Tesaloniceni 4, versetul 1. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă portați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți. Reține de ce îi făceau, învățaseră și executau. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Ne bucurăm de cineva că a început să cânte în adunare. Dar îl îndemnăm sau o îndemnăm să sporească și să aibă tot la 200 mâncă câte o cântare pregătită în fiecare joie sau în fiecare duminică. Câte o poezie. Încurajați-vă copiii. Mă bucur. Ai învățat o poezie. Mai învață încă una. Hai. Și în versetul 10, aceeași idee. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Ai ajutat pe cineva? Mărește procentul. Sporește. Domnul să ne ajute. Amin. Trecem la darul următor. Darul dărniciei. Expresia în limba greacă, meta didomi, ceea ce înseamnă a da, a împărți. Evident, ceea ce avem. Darul dărniciei presupune contribuirea cu fonduri financiare și materiale pentru sprijinirea membrilor bisericii și a lucrării spirituale pe care ei o fac, toate pe fond de bucurie și pentru slava lui Dumnezeu. Foarte important și acest dar. Dar țineți minte, e un dar. Și funcționează ca regulă generală precum celelalte daruri. De exemplu, un om care are darul învățării acumulează foarte ușor cunoștințe în minte și este la îndemână să le exprime. Unul care are darul îndemnării îi vin îndemnurile și nu te lasă până nu te pune pe roate. La fel, unul cu darul dărniciei are capacitatea de la Dumnezeu și harul să adune fonduri prin munca lui, prin trofilieră împreună cu alții, spre el se deschid izvoarele și curg apele. Dar și el are înțelepciunea și buna dispoziție nu să le acumuleze acolo să se strice precum o apă care stă fără să fie folosită, ci le redistribuie. Îi vin idei înțelepte unde să dea. Și socotește că e necesar să se dea. El acumulează cu bucurie și dă cu aceeași bucurie. I se umple inima, dar în cazul acesta i se umplu și buzunarele, am spune, și distribuie, precum un proroc sau orice alt dar. Acest dar presupune lucrarea cu banii sau cu alte valori materiale. Vorba lui Petru, ce am îți dau? Am aur, argint, lucrez cu ele. Avea alt dar, lucra cu el. Îmi vine în minte imaginea unui frate care are darul dărniciei și știu că l-are. Au încercat frații să-l folosească și pe linia altor daruri. S-a lăsat și el o vreme. Se simțea că nu poate să lucreze degajat. Ba încă, am socotit eu ca un om înțelept, n-a vrut să fie exploatat greșit și fiindcă el contribuie mult la lucrarea din zona aceea, e departe de aici, nu cumva, fiindcă el donează și face câte ceva pentru biserică și pentru zonele de misiune din jur, frații să-i dea cinste și el să câștige un loc care nu îi se cuvine, că n-are dar pe linia aceea. Darul lui este darul dărniciei. Dar să citim câteva cuvinte din Noul Testament care ne ajută să înțelegem mai ușor lucrarea aceasta. În Matei, capitolul 19, versetul 21, apostolii, prin vocea lui Petru, îi spun Domnului,
27, în 21, Domnul trimite pe bogat să vândă tot ceea ce el n-a putut, dar în 27 Petru zice, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Darul dărniciei nu are de-a face cu o donație generală pe care o faci la început și cum s-a întâmplat în istorie. De exemplu, în Evul Mediu a fost o mișcare în sud-vestul Franței și un om și-a vândut toată averea și a plecat să predice Evanghelia. Așa ceva au făcut și apostoli. Darul dărniciei presupune posibilitatea de a da toată viața. Evident că și aceștia care au dat le va fi răsplătit ce au făcut. Dar tot în Evanghelie avem în Luca capitolul 19 pe un om obișnuit cu bani, Zacheu, care fără să fie provocat de Domnul cum i s-a spus tânărului bogat, și-a deschis inima și-a fixat pentru el următoarea regulă. 19 cu versetul 8. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Dar cealaltă jumătate din avere ce a rămas, în mod normal, a adus venituri în continuare. Dacă el și-a păstrat procentul de a da, fericit de el, un om cu darul dărniciei, am spune. Dar în această primă idee vreau să evidențiem doar bucuria celor care pot să dea. Câtă bucurie are un om când cântă sau un poet când a compus versuri, tot atâta bucurie trebuie să aibă un om care a muncit. Poetul poate numai a rămas cu durere de cap în urma compunerii, dar cel ce a muncit poate a rămas cu durere de șale. Dar tot atâta bucurie trebuie să aibă când dă ceea ce face sau din venitul lui. Pentru că evident, cine are familie trebuie să păstreze pentru sine. Socotind că are capacitatea și darul să ofere pentru alții. Un exemplu minunat îl întâlnim în persoana lui David, citim din Vechiul Testament, cartea 1 Cronici, capitolul 29. Dacă vă amintiți din istoria lui David, el mereu oferea daruri. Dar aici este scris că s-a întrecut, a excelat în a oferi bogății pentru casa Domnului. Versetul 2, pagina 449. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur și tot așa. A fost o poruncă? Era prevăzută în lege? Nu. Deci, a avea darul dărniciei, asta este altceva față de a-ți da zeciuiala Domnului. Aceasta suntem toți datori. Vorba unui om înțelept. Zice, cine n-ar vrea să facă o afacere pe cheltuiala lui Dumnezeu, să-și oprească lui 90% și la Dumnezeu să-i dea numai 10%? E în avantajul nostru. Că Dumnezeu ne dă cele întrebuincioase vieți. Deci David a făcut aici ceva în afara legii. A socotit, Dumnezeu mi-a dat. Din ce mi-a dat, pot să-i fac un templu. Dar n-au fost toate realizările muncii lui. N-a săpat David și aurul să-l scoată el cu excavându-l. A primit darul de la unul, de la altul. A găsit aram într-un loc, într-o țară care a cucerit-o. Și astfel s-au adunat foarte multe în visteria împărătească. Pentru că cei mai datori să slujească darul dărnicii sunt bogați. Ei și au cu ce. S-ar putea să-i întreacă săraci pe unii, dar ei pot să slujească cu darul acesta. Dacă vreun alt izraelit, credeți că singur David a fost doritor pentru o casă Domnului, dar vreun evreu de rând putea să o facă? El săracul, toată viața, dacă ar fi muncit, de-avea poate ar fi cioplit 100 de pietre.
Însă David a avut posibilități să doneze pe măsura avuturilor lui. Scrie apoi în versetul 3, mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu dau și altele. Și scrie în versetul 9, poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, că își le dădeau cu dragă inimă Domnului, și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. De ce? De cele dăruite de el și de ceilalți. Aia să nu spună cineva, înseamnă că lăsăm doar pe seama celor puternici, în punct de vedere economic, să facă ceva. Amintiți-vă că înainte de templu s-a făcut un cort. Asta nu era așa costisitor. Cine a făcut donații? Exod 25, Exod 35. Bărbați, femei, fiecare ce a avut, poate a dus numai așa într-un deget darul lui. Dar s-a specificat în ambele referințe să dea cu bucurie pentru Domnul, pentru lucrarea lui. Sau li se spunea la evrei în mod repetat să ofere pentru cei nevoiași, dar expresia cu bucurie din ceea ce ți-a dat Dumnezeu, din binecuvântarea lui. Domnul să ne ajute și nouă. Să observăm un alt aspect al dărniciei. Dărnicia se raportează la nevoie. Oamenii care au darul dărniciei văd situația. De ce îndemnăm pe cineva? Fiindcă îl vedem deznădăjduit. De ce trebuie să dăm undeva? Fiindcă e nevoie. Și de asemenea, darul dărniciei are o semănare cu darul îndemnării, ajutorării, pentru că întărește relațiile din biserică. Cei care se ajută vor face ca dragostea dintre ei să crească. Prin darul dărniciei sunt întreținuți săracii și este asigurat suportul financiar al misiunii. Cum ar fi putut să meargă Evanghelia până la marginile pământului fără acest dar? Cine ar fi întreținut săracii despre care a spus Domnul că vor fi totdeauna? Cei, în prim plan, care acționează în virtutea acestui dar. Amintiți-vă de acel ofițer roman despre care au zis bătrânii iudeilor în Luca 7, versetul 4 și 5, iubește neamul nostru. Ne-a zidit sinagoga, nu știu cât era de mare, dar a fost un efort, nu era dator să o fac. Dar în iubirea lui s-a manifestat așa. Amintiți-vă de femeia aceea din Sunem, 2 împărați, 4. Exista undeva vreo însemnare în lege că pentru prorocii care se deplasează prin țară trebuie să fie făcută câte o casă? Nu. Se scria doar să le dea cetăți la leviți. Dar Elisei nu era levit. Însă ea a văzut nevoia. Omul acesta care trece pe la noi este un om al lui Dumnezeu. Unde o să stea? Și scrie în 2 împărați 4, de la versetul 8, că ea a vorbit cu bărbatul să-i facă o casă, o mansardă, cum spunem noi, și a așezat acolo mobilierul necesar ca să aibă unde să poposească. Credem că l-a servit cu cele necesare, cu masă, a făcut curățenie după el. O femeie cu darul dărniciei. O casă în care poposeau oamenii. Primirea de oaspeți este foarte asociată cu darul dărniciei. Amintiți-vă de Marta. Nu este deloc corect să o înjosim pentru slujirea ei. Și după ce Domnul a mustrat-o, o întâlnim mai departe, slujind și pregătind masă pentru toți ucenicii, greșeala ei a fost că n-a înțeles momentul în care trebuie să ascultăm predica. Ce folos ar fi ca surorile care primesc musafiri să nu se poată bucura la slujbă? Ba, o să vină la noi, o să mănânce, poate nu o să fie supa reușită, știu eu ce o să întâmple. Stați liniștite la slujbă, că robii Domnului vor fi mulțumiți. Cum e mâncarea? Mai caldă sau mai rece? Mai puține sau mai multe feluri? Dar când e vorba să le pregătiți, oricât ai fost slujba de bună dimineața, dacă nu e și masă la amiază, hai să zicem că postez, dar seara tot trebuie să mănânce, nu? E necesar ca cineva să slujească.
Și mai amintesc aici și citesc din cartea Deuteronom, capitolul 16, unde este scris despre cei necăjiți din țară. Versetul 14. Să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roba ta și levitul, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale. Să prăznuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului în locul pe care îl va alege El. Domnul te va binecuvânta în toate rodurile tale și în tot lucru mâinilor tale și de aceea să fii vesel. Și Pavel zicea în fapte 20 că e mai ferice a da decât a primi. Care fericire îți încântă sufletul? Sunt situații în care Dumnezeu ne îngăduie să fim în postura să primim. Sunt însă altele mai binevenite când poți să dai. Dumnezeu să ridice oameni cu bani și cu inima bună. Să ridice femei sănătoase care vor avea pasiunea să meargă, să ajute și chiar să-și dea banul lor. Sau să se jertfească pentru lucrarea Domnului ca Maria, care a adunat cu mulți bani, a cumpărat mirul acela plăcut, mirositor și l-a turnat pe trupul Domnului înainte de îngropare. Să luăm și două exemple. Primul din cartea 2 Samuel 17. Citim de la versetul 27. Când a ajuns David la Mahanaim, fugit de răscoala fiului său Absalom, a trecut Iordanul spre răsărit, și întâlnim niște oameni cu darul dărniciei, bogați, cum este normal mai întâi. Șobi, Machir și Barzilai au adus, așa cum adunăm noi pentru Oltenia sau pentru Moldova, 4 leghene, vase de pământ, grâu, ors, făină, grâu prăjit, bob, linte, uscături, miere, unt, oi și brânză de vac. Au dus aceste lucruri lui David și poporului care era cu el ca să mănânce, că își ziceau, vedeți raționamentul lor, poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete în pustie. Au nevoie. Și dacă noi avem, cum să nu le dăm? Dar n-am făcut-o numai odată. Mă spuneam de la început, darul dărniciei nu înseamnă să faci o ispravă și să te oprești. Și în mod sistematic, regulat, mai mult sau mai puțin, după cât ai și după ce ai, să-l practici. Iată ce scrie în capitolul 19, de la versetul 31. După ce Absalom a murit, David se întorcea înapoi spre Ierusalim și unul din acești 3 s-a pogorât împreună el ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. Versetul 32 este scris. El îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim. A durat o vreme. Probabil a sărăcit în perioada aceea. L-a îmbogățit Dumnezeu după aceea în mod sigur, binecuvântându-l. Să nu obosiți în facerea binelui. Amin? Și pentru că întotdeauna vor fi cel puțin la credincioși, mai puțin bogați, dar vor fi și mai mult săraci, dăm un exemplu de dărnicie despre săraci din cartea 2 Corinteni, capitolul 8, unde scrie de la versetul 3. Pavel declară despre ei. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Cum o fi aceasta? Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Dar din nou, n-au făcut-o numai odată, ci ori de câte ori au avut ocazia. Și aceasta vă dovedesc citind din Filipeni 4. De la versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Pavel zice, nu că eu pretind aceasta,
dar ați făcut bine că m-ați ajutat, aveam nevoie. Și apoi zice de la versetul 16, voi știți însă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-avea legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi, căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Acestea două în afară de ce strânseseră ei se trimită la Ierusalim. Deci cei care au darul dărniciei dau și într-o parte, dau și într-altă, dau o dată și altă dată, să-i ajute Domnul și să le umplă visteriile. Și să nu uitați că dărnicia va avea o mare răsplată în cer, ca și celelalte daruri. Nu vrem nici să o subevaluăm, nici să o supraapreciem. E nevoie în biserică și de proroși și de oameni darnici, și de oameni cu darul învățării și de cei cu darul îndemnării. Nimeni nu trebuie să lipsească. Toți își au locul lor și trebuie să stai liniștit să-ți faci lucrarea după darul tău. Dacă ești ochi, să nu dorești să fii ureche. Rămâi în slujba la care te-a așezat Dumnezeu. Să amintim în final și câteva aspecte practice în care pot să slujească sau în care pot investi cei care au darul dărniciei. Susținerea misionarilor. O văd cea mai mare necesitate. Sunt oameni care merg într-o parte și alta în țara aceasta, alții în alte țări și au fost dintotdeauna. Pentru că atunci când se termină evanghelizările, vine Domnul. Dar până atunci, toți aceștia trebuie să fie sprijiniți. Să nu luați asta ca o pretenție, deși poate vor fi oameni care vor căuta să umble după un câștig mărșav. Eu cred că cei cu darul dărniciei au și lumina de la Dumnezeu să știe la care e de dat și la care nu e de dat. Vor avea călăuzire. Am întâlnit oameni care au spus, frate, nu mi se deschide inima pe linia aceasta. Și în alte situații am spus cuiva, uite, este acolo o nevoie. Și fără mari eforturi s-a adunat ceva și nevoia aceea s-a rezolvat. Pentru că dacă cineva dă undeva unde nu se investește în mod curat și în urmă află, există un risc să nu mai dai altă dată. Știți întâmplarea aceea cu un beduin care mergea călare pe cămila lui și un altul care era pedestru, i-a zis, hai, ia-mă-și pe mine lângă cămilă, că doar ne duce pe amândoi. A cumpănit puțin, hai. Dar omul luat de ocazie era un bandit. I-a făcut vânt stăpânului de pe cămilă și a gonit-o. Stăpânul a rămas pe jos și zice, a, nu-mi pare o de cămilă, m-am destule. Dar acum îmi pare rău că nu știu pe cine mai au eu pe cămilă. Îmi pare un madicil pe care nu mai pot să-i ajut pentru tine. Să ne dea Domnul lumina necesară, să știm pe cine să sponsorizăm, folosind expresia curentă. Apoi este nevoie de alte lucrări. Știți, spunea fratele Liviu duminică, s-a zugrăvit aici biserica, 70 de milioane, numai așa ca să nu mai fie griji, să fie un alt plăcut, să ne uităm în jur. Acum așteptăm niște fonduri din Canada, mai strângem și noi puțin păreaua, mai facem o colectă să tapițăm bănci. Frații tâmplari au zis, dar trebuie recondiționate și băncile, partea lemnoasă. Și trebuie. Uite, avem nevoie de cineva să stea după amvon, dar e nevoie și cineva cu darul tărâncii să repare băncile, să stați bine în bancă, să ascultați Evanghelia, nu? Toate darurile sunt necesare în biserică. Oamenii aceștia trebuie să intuiască nevoile care sunt. Câte clădiri s-au construit pentru credincioși în România după Revoluție. Aici sunt oameni care au investit. O altă lucrare în care sunt implicat. Publicații creștine. Eu nu spun cât costă cele 9.000 de reviste care le publicăm. Faceți dumneavoastră o socoteală. Nu s-a cerut la nimeni niciun ban vreodată. Ne-am rugat. Am citit pe George Muller, care întreținea 8.000 de orfani fără să ceară, numai din rugăciune. În vremea aceea și noi aveam 8.000 de numere la reviste, de exemplare. Și am zis, Doamne, vei sprijini lucrarea aceasta?
poate ați citit într-un editorial că în urmă cu aproape 2 ani era rugăciunea, trecerea dintr-un an într-altul și aveam parcă oarecare emoție și am spus, Doamne, urma din anul acela să mergem cu ambele reviste și cu cea de copii și cu cea pentru oameni mari în plen. Și ați nevoie sprijin și anul acesta, dă-mi o încredințare acum la sfârșit de an, în noaptea asta. Și cu aceasta cred că ai semnat actul adițional. La 12 și jumătate noaptea aceea, o soră din adunare, ne căuta pe aici și spunea, la cine pot să fac o donație pentru revise, dar acum vreau să o fac. Mie îmi bătea inima. Dar a ținut Dumnezeu cont de rugăciunea aceea, ca noaptea aceea să vină cineva să facă o donație. Dar nu putea să spună până a doua zi, ce plătim noi noaptea în 31 decembrie spre 1 ianuarie. Dumnezeu doar se dovedește că are oameni care slujesc cu darul dărniciei. Avem tineri care se ocupă cu tehnoredactarea, alții care se ocupă cu distribuția. Le-am stresat pe doamnele de la poștă când văd multele noastre pachete care merg în sute de locuri în țară. Ele nu știu să slujească cu dragoste, că n-au darul dărniciei, dar noștri care le pachetează. Știe că e o lucrare pentru Domnul. Cât e de necesar cel care scrie, atât e necesar cel care împachetează și le distribuie. Dacă numai noi scriem și nu le împarte nimeni, cum vor ajunge la oameni? Atât de necesar. Gândiți-vă la cei care s-au implicat în tipărirea și transportarea Bibliilor. Noi am predicat liniștiți, nu? Dar cum au ajuns Bibliile cele în țară? Spunea fratele Ulici că pe vremea trecută a fost undeva într-un depozit cu mii de Biblii. Acea casă a înțeles să se pună la dispoziția Domnului în privința ajutorării lucrării. Să nu uităm și de ajutorarea săracilor. Îi dau ca exemplu cu bucurie pe cei de la Viena, din biserica numărul 1, care ajută în sute de locuri din țară, în mod regulat, săraci. Tot fratele Uli știe bine când aici au trimis câteva zeci de mii de euro și sunt familii modeste. Să se cumpere alimente și când au venit cu vreo 20-30 de mașini, s-au împărțit în toată țara, ziceai că vin să facă reversul de la hoardele tătarilor, aia mergeau să prădeze, aia noștri mergeau să distribuie, să împartă. Și s-a dovedit că sunt oameni cu dărnicie, au construit o biserică imensă în Viena care a fost, pe cheltuiala lor. Au dat fiecare, după puteri, sau cum ziceți spre macedonieni, peste puteri. Sau să ne amintim de acele daruri pentru copii, de câte ori este nevoie pentru săraci. Este nevoie de oameni cu darul dărnicii? Să-i binecuvânteze Dumnezeu și lângă ei se ridice alții. Deci, ne bucurăm de cei care au darul îndemnării. Să-i vedem întotdeauna acolo la rugăciune, la patul bolnavului, oriunde e nevoie. Și de asemenea, ne bucurăm de frații și surorile, de familiile pe care Dumnezeu îi folosește pe linia dărniciei. Toți sunt bineveniți, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin.